Ai un spirit rebel de neconformism, mult mai puternic decât restul berbecilor. Îți urmezi propriul drum și ești întotdeauna gata să îți aperi individualitatea. Respingând cu fermitate toate încercările de conducere, nu ești deosebită de dornică să le spui altora ce să facă. Un individualist autentic, ești dincolo de instinctul de ciradă al societății. Respectând dreptatea socială ca pe un concept vital, te străduiești să te eliberezi pentru tine însăți, dar ești gata să extinzi această libertate la fiecare persoană care trăiește pe pământ. Tu ai un mare respect față de tradiții. Dacă ești pasionată de istorie ca știință și de studiul evenimentelor istorice specifice, încerci să te stabilești în rolul unei personalități cu adevărat remarcabile. Tu ești prea preocupată de găsirea locului tău în societate. Tu te poți considera șeful unui anumit grup social, deși nu posezi calități clare ale liderilor. Cel mai probabil, tocmai prin afirmarea imaginii tale reușești să evoci o atitudine respectuoasă față de ceilalți. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: deschidere, îndrăzneală, liniște, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru ambiție. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Ești o rebelă mult mai puternică decât ceilalți reprezentanți ai acestui semn zodiacal. Tu îți trăiești viața așa cum dorești, așa cum îți dictează natura ta. Regulile și tradițiile celorlalți oameni nu au niciun sens pentru tine. Toate încercările celorlalți de a te îndruma pe calea adevărată se vor întâlni cu rezistența acerbă. Dar, pe de altă parte, nu ești înclinată să-i înveți pe alții cum și ce să facă. Tu ești cea mai reală individualistă. Ești independentă și iubitoare de libertate. Consideri libertatea ca fiind principala binecuvântare și, din moment ce îți place atât de mult, crezi că toată lumea ar trebui să fie liberă. Tu încerci mereu să ții pasul cu timpul în care trăiești. Ești caracterizată printr-o înțelegere profundă și ești capabilă nu numai să determini modul în care o persoană a reușit în câmpul care îi este atribuit, ci și să faci o previziune pentru viitor. Tu nu ești înclinată să te schimbi de dragul schimbării, dimpotrivă, ești extrem de conservatoare. Indiferent cât de revoluționar ai fi, recunoști că răzvrătirea ta se bazează pe dorința de a proteja valorile tradiționale. Tu onorezi sacru instituția familiei, dar cu toate acestea, tu nu ai nicio dorință să te conectezi strâns cu cratița și aragazul, uitând de celelalte bucurii ale vieții. Ești o femeie interesantă și atrăgătoare, dar totuși ești adesea prea restricționată și ceri același lucru și de la alții. Cel mai mare pericol sunt înclinațiile autoritare, care din nefericire, se manifestă nu numai în public, ci și în viața ta personală. Tu te străduiești să-ți rezolvi singură problemele de aranjament al vieții, cum ar fi crearea unei familii,
Găsirea unei activități stabile. Nu te simți foarte confortabil în condiții de schimbare și obții cea mai mare eficiență în activitățile tale, simțind-o doar un teren solid sub picioarele tale. Tu ești cel mai mulțumit atunci când ți se dă posibilitatea de a finaliza singură un proiect pe cont propriu și procedezi metodic la implementarea altui proiect. Tu poți suferi dureros de o întrerupere forțată în muncă, din cauza anxietății și a insecurității. Pentru a evita conflictele familiale și problemele personale ar trebui să fii tolerantă în relațiile cu ceilalți și mai atentă la nevoile celor dragi. Te distingi față de alți nativi din berbec având astfel de calități, determinare, independență, energie, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 14 aprilie soarta ta? Soarta ta depinde de condițiile în care ai trăit în copilărie, de ceea ce părinții tăi au răsădit în tine. Este foarte important ca părinții să identifice caracteristicile și abilitățile la o vârstă fragedă pentru a le dezvolta în continuare. Ca și copil ar fi trebuit să fii înconjurată de atenție, iubire și îngrijire. De la o vârstă fragedă ai fost curioasă, bună la învățătură. Dacă părinții nu au pierdut acest moment, te așteaptă un viitor minunat. Pentru a obține fericirea în viață, trebuie să cultivi și să găsești armonia spirituală. Pentru tine opinia celorlalți este foarte importantă. Este vital ca tu să fii în căutare semnificativă. Tu cauți conducerea, încercând să-și în evidență. Dar această calitate este slab dezvoltată. Este posibil să fii mulțumită că ești respectată. De asemenea, este posibil să ceri recunoaștere publică și ascultare. Întreaga viață este legată de căutarea în sine a societății. Este important pentru tine ca să fii responsabilă într-o anumită societate și să faci o impresie bună. Poți fi pasionată de istoria evenimentelor din trecut. Studiind experiența generațiilor, tu eviți greșelile în propriile tale activități. Prin natura ta, ești înzestrată cu o înțelegere profundă. Fără probleme, poți determina dacă o persoană a atins înălțimile maxime sau nu, dar și ceea ce o așteaptă în viitor. Dacă punctul tău de vedere nu este împărtășit de oamenii apropiați, te poți revolta cu singurul scop de a dovedi că este necesar să facă acest lucru și nu altfel. Tu încerci să transmiți descendenților că valorile tradiționale sunt mai presus de toate. Pentru tine familia este foarte importantă. Tu ești perfect capabilă să combini viața profesională cu viața de familie. În plus, toți membrii familiei sunt sub controlul tău, te consideri a fi capul familiei. Atât în familie, cât și la locul de muncă te străduiești să fii la cel mai înalt nivel. Dar pentru a atinge acest obiectiv trebuie să lucrezi zile și nopți, uitându-te de odihna ta. Pentru tine, munca treptată este importantă. Când s-a terminat un lucru, iei cu plăcere un altul. Dacă nu există coerență în activitățile tale, tu începi să te îndoiești de propria ta putere, apare incertitudinea. În căutarea unui loc în societate, poți începe o familie mai devreme și începi să lucrezi din tinerețe fragedă. Pentru a evita conflictele cu tine, ceilalți trebuie să fie răbdători și atenți. Dragoste și compatibilitate. În relațiile personale, ești iubitoare, generoasă și amabilă. Din moment ce ești pasionată de tot ce este nou și neobișnuit, este dificil să rămâi în cadrul unei uniuni pe termen lung, dar dacă găsești persoana potrivită, poți fi un partener surprinzător de loial. Visezi la o familie, o consideri ca o semnificație a vieții, dar accepti foarte rar să rămâi între patru pereți, puține șanse să devii gospodină, îți urmărești o carieră și muncești foarte mult. Cu toate acestea, preferi să fii capul familiei. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui.
Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practicei semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. În ciuda răzvrătirii, onoresc tradițiile numai în felul tău. Prefer în general să-ți asumi rolul de lider, chiar dacă de la naștere calitățile de conducere nu sunt foarte observabile. Studiul istoriei și cunoașterea tradițiilor prin experiența strămoșilor este foarte caracteristică ție. Cu toate acestea, recunoști destul de succintă dependența ta de aprobarea altora. Este important ca tu să fii apreciată și respectată, iar uneori tu poți asculta, respecta. Ești foarte inteligentă și înțeleaptă. Poți să prezici evenimentele, făcând concluzii precise pe baza informațiilor disponibile în prezent. Sănătate și boli poți fi prea preocupată de aspectul tău. De aceea poți fi victima tuturor tipurilor de diete, operații cosmetice, exerciții fizice excesive și torturi similare. Fiind berbec, schimbările legate de vârstă se reflectă în primul rând pe față. Deci, problema pentru tine poate să nu fie de sănătate, ci de îmbătrânire. Dacă ai putea să te referi la acest proces inevitabil cu un grad mai mare de toleranță, ar fi mai ușor să te adaptezi la noile nevoi ale corpului. Pare teribil și inacceptabil pentru tine, dar din moment ce omenirea nu a inventat încă elixirul tinerilor veșnici, merită învățat să accepți inevitabilul și să nu cazi în depresie. Pentru totdeauna tânăr nu va fi nimeni. Ești de obicei foarte îngrijorată de apariția oricărei boli. În ceea ce privește dieta, nu-ți plac experimentele și preferi să mănânci mâncare simplă, dacă nu ai aderat deja la vreo dietă ce promite lună de pe cer. Soarta și norocul. Soarta ta depinde de ce trăsături de caracter vor fi dezvoltate, în ce condiții vei fi trăit și vei fi crescut. Dacă se dezvoltă proprietăți negative ale naturii, atunci poți pierde timp și vei pierde oportunități minunate. Apoi viața ta va fi neclară și nedemnă, plină de beție și jocuri de noroc. Și dacă în copilărie se dezvoltă proprietățile pozitive ale naturii și apoi, ca adult, o vei întări, alegând calea pentru a întări sufletul, apoi te așteaptă un viitor fericit. Viața ta va fi plină de evenimente plăcute, vei reuși să atingi înălțimile, să faci o carieră minunată și să creezi o familie minunată. Bucuria, succesul și norocul îți vor fi însoțitori constanți în viață. Sfaturi pentru tine. Cel mai mare pericol care te amenință este dorința ta de putere și despotism. Pentru ca pacea și iubirea să domnească în casa ta, trebuie să acorzi mai multă atenție familiei tale și să dezvolți calități cum ar fi toleranța și înțelegerea. Nu-ți fie teamă să-ți asumi riscuri. Îndrăznește să greșești pentru a putea să reușești în viață. Tradiția poate fi uneori o colecție de obiceiuri proaste. Schimbarea face parte din evoluția lucrurilor. Totul este trecător. Prețuiește onestitatea, nu lingușeala. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși,
Preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.